Bine ați revenit la cursuri, suntem tot la cursul de oscilații și unde mecanice și acum, pentru că știm destule despre oscilațiile mecanice, putem trece la undele mecanice. O undă mecanică se produce atunci când are loc o deformare locală într-un mediu cu proprietăți elastice. În acest caz, deformarea elastică se poate propaga din aproape în aproape, fenomen pe care îl numim undă. De pildă, în această animație puteți observa un lanț de bile legate printr-un fir elastic. Dacă bila din stânga începe sub acțiunea unei forțe elastice să efectueze oscilații perpendiculare pe lanțul de bile, firul elastic transmite oscilația din aproape în aproape, de la bilă la bilă, și apare ceea ce numim o undă care se propagă de-a lungul lanțului de bile. Sub acțiunea undei, bilele încep să oscileze pe rând, adică energia trece de la una la alta. Undele mecanice pot fi de două feluri. Pot fi longitudinale, dacă particulele din mediul elastic oscilează pe direcția de propagare, așa cum vedeți în desen, sau pot fi transversale, dacă oscilațiile pe care le produce unda sunt perpendiculare pe direcția de propagare a undei. Puteți vedea în următoarele două animații cele două tipuri de unde elastice. Vedem cum mișcarea mâinii la un capăt al resortului produce o deformare a acestuia care se propagă de-a lungul lui. Deci avem o undă mecanică. Zona comprimată se deplasează de-a lungul resortului. Și dacă ne uităm cum se mișcă un punct de pe resort când trece unda, observăm că oscilația lui se face pe direcția în care se propagă unda. Deci această undă este longitudinală. Energia aplicată la capătul din stânga al resortului este transportată de undă de-a lungul resortului. Dacă ar fi un corp legat la capătul din dreapta, el s-ar pune în mișcare. Deci unda transportă energie fără transport de masă. Resortul rămâne în același loc. De data asta, mișcarea mâinii se face perpendicular pe direcția resortului. Direcția de propagare a undei este aceeași ca mai înainte. Dar dacă ne uităm cum se mișcă un punct de pe resort când trece unda, vedem că acum el se mișcă perpendicular pe direcția în care se propagă unda, deci avem o undă transversală. Și de data asta, energia este transportată de undă de-a lungul resortului, pe aceeași direcție ca mai înainte. Dacă ar fi un corp la capătul din dreapta al resortului, el s-ar pune în mișcare. Deci din nou a fost transportată energie fără transport de masă. Resortul a rămas în același loc. Cele mai cunoscute unde transversale sunt undele la suprafața apei. Când ajung la dopul de plută, sunt sigur că ați observat cu toții, dopul se mișcă pe verticală. Deci cu toate că unda se propagă pe orizontală, produce mișcări ale particulelor din mediu pe verticală. Deci avem o undă transversală. Este evident că și aceste unde transportă energie din moment ce pot pune dopul în mișcare. Dar atenție, în lichide și gaze nu pot exista unde transversale. În gaze și lichide, moleculele se pot mișca dintr-un loc într-altul, deci nu există forțe care să le oblige să rămână într-un anumit loc, așa cum se întâmplă în solide. Ceea ce înseamnă că o moleculă nu poate să tragă după ea alte molecule. Cu alte cuvinte, degeaba se mișcă o moleculă dintr-un lichid sau un gaz așa, această mișcare nu afectează vecinii ei. De aceea, repet, în lichide și gaze nu pot exista unde transversale. În schimb, pot exista unde longitudinale
Pentru că dacă moleculele se mișcă așa și se apropie mult de altele, atunci apar forțe de respingere. Și atunci poate să apară o undă longitudinală, dar nu are cum să apară o undă transversală. Acest lucru se poate întâmpla doar într-un solid. Acum s-ar putea să spuneți, dar tocmai am vorbit despre unde transversale la suprafața apei. Da, la suprafața unui lichid pot exista unde transversale. Odată pentru că suprafața unui lichid se comportă ca o membrană elastică și apoi pentru că atunci când se ridică o cantitate oarecare de lichid, avem energie potențială. Și când lichidul cade, acea energie potențială se transformă în energie cinetică, adică pune în mișcare lichidul din jur. Și în acest fel pot să apară mișcări pe verticală care să se propage orizontal. Dar nu putem avea astfel de unde în interiorul unui lichid și nici în interiorul unui gaz. Din cele spuse până acum, rezultă că undele mecanice constau în fenomenul de propagare din aproape în aproape a oscilațiilor într-un mediu elastic, fenomen care permite transportul de energie fără transport de substanță. Vă mai dau două exemple de transport de energie prin unde, adică fără transport de substanță. Primul exemplu, dacă vrem să spargem un geam cu o piatră, trebuie să aruncăm piatra. Adică trebuie să producem un transport de substanță. Dar putem să spargem și producând un sunet foarte puternic la distanță de geam. În acest caz, geamul se poate sparge fără să avem un transport de substanță de la locul în care s-a produs sunetul până la geam. N-a ajuns aer din locul în care s-a produs sunetul la geam. Mișcarea aerului a fost doar locală. De fapt, sunetele sunt senzații produse de unde longitudinale în aer, vibrații ale aerului, care pun în mișcare de vibrație timpanul, adică aduc energie la urechi. Al doilea exemplu, să presupunem că avem o bară din oțel, cum ar fi o șină de cale ferată, fixată în câteva locuri de pământ și între un capăt al ei și un perete rigid, atingându-le pe amândouă, atât șina cât și peretele, se găsește o nucă. Dacă lovim cu ciocanul capătul celălalt al barei, vom observa că nuca se sparge, deși bara rămâne în aceeași poziție. A fost fixată și este fixată de pământ. Ceea ce s-a întâmplat a fost că a apărut o undă longitudinală de-a lungul barei, care a transportat energia de la un capăt, acolo unde am lovit cu ciocanul, până la celălalt capăt, producând în acest fel spargerea nucii. Deci o parte din energia cinetică a ciocanului a fost transportată de o undă în șina de cale ferată până la nucă. Asta fac undele. Să notăm! În funcție de numărul de direcții în care se propagă, undele pot fi unidimensionale când se propagă pe o singură direcție, pot fi bidimensionale când se propagă pe o suprafață, cum sunt undele la suprafața apei, și pot fi tridimensionale atunci când se propagă în spațiu, în toate direcțiile, cum fac de pildă undele pe care le numim sunete. Se numește front de undă locul geometric în care a ajuns unda la un moment dat. În cazul undelor unidimensionale, el este un punct. În cazul undelor bidimensionale, el este o linie care poate să aibă în general tot felul de forme, dar de obicei este un cerc. Vedeți cazul undelor la suprafața apei. Iar în cazul undelor tridimensionale, este în general o suprafață
care, dacă mediul este omogen și izotrop, atunci are forma unei suprafețe sferice. Se numește suprafață de undă, locul geometric al punctelor care au început să oscileze în același moment și oscilează în fază, deodată. În cazul undelor bidimensionale, avem o linie de undă. De pildă, fiecare cerc făcut de undele la suprafața apei este o linie de undă, deoarece toate punctele de pe un cerc oscilează în fază, urcă deodată și coboară deodată. Undele au o viteză de propagare care depinde de mediul prin care se propagă, depinde de anumite caracteristici ale acestuia. De pildă, undele care produc senzația de sunet se propagă în aer, aici la suprafața Pământului, cu o viteză între 330 și 350 de metri pe secundă, în funcție de presiune, temperatură, umiditate și mai există și alți factori. Aici vedeți un tabel cu viteza undelor în câteva medii la presiune și temperatură normală. Puteți observa din nou că în timp ce în solide există atât unde longitudinale cât și unde transversale, în gaze și în lichide se pot produce doar unde longitudinale. Numim frecvența unei unde frecvența oscilațiilor pe care le produce unda atunci când trece printr-un mediu. Deci dacă frecvența unui sunet este 1000 de herți, înseamnă că în timpul propagării undei care produce sunetul respectiv, în aer au loc oscilații cu frecvența de 1000 de herți. Foarte importantă este pentru studiul undelor noțiunea de lungime de undă. Ea se definește ca fiind distanța pe care o parcurge unda în timpul unei perioade. În timpul unei perioade a oscilațiilor care se produc în mediu atunci când trece unda. Dacă priviți această animație, observați că în timpul în care are loc o oscilație a bilelor, o oscilație completă, unda se deplasează pe distanța dintre două vârfuri succesive, după cum vă arată și acest desen. Această distanță se numește lungime de undă și se poate calcula cu formula lambda egal cu C ori T mare. T mare este, așa cum v-am spus, perioada oscilațiilor pe care le produce unda. Lambda este lungimea de undă, litera grecească lambda, iar C mic este viteza undei în acel mediu și s-a ales pentru notarea vitezei undelor într-un mediu litera C mic, pentru că viteza undelor într-un mediu este constantă, nu depinde de mișcarea sursei. Chiar dacă sursa se mișcă, undele pe care le produce se vor propaga cu aceeași viteză în toate direcțiile. Pentru că perioada este inversul frecvenței, lungimea de undă se poate calcula și cu ajutorul frecvenței, și anume lambda este C supra nu. Această formulă ne arată că lungimea de undă este invers proporțională cu frecvența. Deci cu cât o undă are frecvența mai mare, cu atât este mai mică lungimea ei de undă. Deci un sunet înalt, deci cu frecvență mare, înseamnă unde cu lungimea de undă mică, adică distanță mică între două suprafețe de undă consecutive. Pe când un sunet cu frecvența joasă, cu frecvența mică, deci un sunet jos, înseamnă lungimea de undă mare. Sunetele joase au lungimea de undă, distanța dintre două suprafețe de undă consecutive, mare. Formula pe care o vedeți ne mai arată ceva foarte important, și anume că lungimea de undă depinde atât de frecvența sursei care produce oscilațiile, cât și de viteza undei. Dar viteza undei depinde de mediul prin care se propagă. Deci lungimea de undă depinde nu numai de frecvența undelor, ci și de mediu. Ceea ce înseamnă că o undă își schimbă, în general, lungimea de undă atunci când trece dintr-un mediu într-altul. De cele mai multe ori, atunci când vorbim despre unde transversale, ne interesează undele care apar în corzi
de pildă în corzile instrumentelor muzicale. Iar viteza undelor transversale într-o coardă depinde de forța care întinde coarda, cât este de întinsă, adică tensiunea din coardă, de masa ei și de lungimea ei, dar totul poate fi scris într-o singură formulă foarte simplă, și anume viteza undelor transversale este radical din T supra mu, unde T este tensiunea din coardă, deci forța care întinde coarda, iar mu se numește masa unității de lungime. Este raportul dintre masa corzii respective și lungimea ei. Deci mu are ca unitate de măsură în sistemul internațional kilogram pe metru. În cazul undelor longitudinale, ceea ce contează este densitatea mediului și modulul de elasticitate. Am explicat ce este modulul de elasticitate în cursul de mecanică cu titlul Tipuri de forțe, găsiți linkul în descriere, și viteza undelor longitudinale se poate calcula cu formula radical din E supra rho, unde E, repet, este modulul de elasticitate al mediului, iar rho este densitatea, adică masa unității de volum. Aici am avut masa unității de lungime. În final, voi deduce o ecuație, o formulă foarte importantă, care se numește ecuația undei plane, dar denumirea asta nu-i prea fericită. O să explic altă dată de ce, probabil într-un curs de aplicații. Important este că această ecuație ne permite să calculăm elongația unui punct din mediul elastic care se găsește la o distanță x cunoscută la un moment dat. Deci avem o sursă de unde. O sursă de unde este, așa cum am spus, o parte a mediului elastic care începe să oscileze sub acțiunea unei forțe. Pe noi ne interesează o forță de tip elastic, ne interesează oscilațiile armonice. Și la distanța x de această sursă avem un punct P. Pentru că forța care produce oscilațiile este o forță de tip elastic, oscilațiile sursei pot fi descrise de relația a înmulțit cu sinus de omega t. Adică avem o oscilație armonică. Ceea ce vreau să găsesc este cum arată ecuația care descrie oscilațiile punctului P. În primul rând, trebuie observat că punctul P nu începe să oscileze deodată cu sursa, pentru că unda are nevoie de timp ca să ajungă până la punctul P. Trebuie să parcurgă distanța x. Așa că elongația punctului P va fi A înmulțit cu sinus de omega pe lângă T minus, să zicem, T'. Observați că aici am făcut câteva presupuneri. Întâi, am presupus că amplitudinea rămâne aceeași, ceea ce presupune faptul că suprafața de undă a rămas tot timpul cu aceeași arie. De aceea,
ecuația pe care o obținem se numește ecuația undei plane. Pentru că energia undei nu s-a împrăștiat pe o suprafață tot mai mare. Dacă ar fi fost așa, amplitudinea ar fi trebuit să scadă și ar fi trebuit să am aici altă amplitudine. Deci am presupus că am un front de undă de o anumită formă, dar cu aria constantă, care se propagă pe această direcție. Deci am o undă plană de arie constantă. A doua presupunere este că frecvența cu care oscilează punctul P este aceeași cu frecvența cu care oscilează sursa, pentru că am scris tot omega. Așa este, frecvența unei unde nu se schimbă. Frecvența este o caracteristică a undei respective. Lungimea de undă se poate schimba în funcție de viteza pe care o are unda, dar frecvența nu. Și acum, timpul T' este, așa cum am spus, timpul necesar undei să ajungă de la sursă la punctul P. Înseamnă că el este X supra C, distanța supra viteza undei, pe care, vă amintiți, am notat-o cu litera C mic. Și atunci, Y indice P va fi A înmulțit cu sinus de omega pe lângă T minus X supra C. Dar omega este 2pi supra T mare, T mare fiind perioada oscilațiilor produse de undă. Și atunci YP va fi A cosinus de 2pi pe lângă T mic pe T mare, deci 1 pe T mare, înmulțesc cu el termenii din paranteză, minus X supra C mic ori T. Dar ce mic ori T este, prin definiție, lambda, lungimea de undă. Este ce mic ori T. Lungimea de undă este distanța pe care o parcurge unda în timpul unei perioade. Și obținem atunci, în final, Y indice P este A înmulțit cu sinus de 2pi, T mic pe T mare, minus X supra lambda. Și această relație se numește, am spus că nu e o denumire prea fericită, ecuația undei plane. Pentru că ea ne permite, dacă cunoaștem distanța la punctul P, X, și ne alegem un moment oarecare, T, să calculăm cât va fi elongația punctului P la momentul respectiv. Și putem face asta cu orice punct, indiferent la ce distanță se găsește și indiferent în ce moment vrem să știm cât este elongația. Această ecuație este foarte importantă pentru că ne arată un lucru foarte, foarte important. Și anume, ne arată că o undă este un fenomen variabil atât în spațiu cât și în timp. Pentru că în argumentul funcției sinus apare atât distanța până la punctul P, cât și timpul, cât timp trece din momentul în care sursa a început să oscileze până când vrem să știm cât va fi elongația punctului P în momentul respectiv. Și aceste două variații în spațiu și în timp pot fi observate foarte simplu dacă dăm o anumită valoare lui X, respectiv dăm o anumită valoare lui T, după cum veți vedea imediat. Am ajuns deci la această ecuație care, așa cum v-am spus, ne arată că o undă este un fenomen variabil periodic atât în timp cât și în spațiu. Pentru că în argumentul funcției sinus apare atât timpul cât și distanța până la punctul P. Asta înseamnă că putem observa o variație periodică atât în timp cât și în spațiu. Să vedem cum.
să-i dăm lui X o anumită valoare. Atunci obținem Y este A înmulțit cu sinus de 2pi de T mare înmulțit cu T mic minus fi. Adică am obținut o ecuație în care avem doar o variație în timp. Fi este faza inițială a mișcării, care depinde de cât l-am ales pe X. De fapt, această ecuație ne arată cum se mișcă punctul P. Și observăm o variație periodică în timp, pentru că avem o mișcare oscilatorie armonică. Această ecuație este legea de mișcare a oscilatorului liniar armonic. Dacă îi dăm lui T o anumită valoare, atunci de aici obținem Y egal cu A înmulțit cu sinus de 2pi supra lambda ori X minus fi. Și de data asta, variația are loc în spațiu. Elongația, dacă am oprit timpul, depinde de poziția punctului P, așa cum vedeți în acest desen. În funcție de distanța de la sursă până la un anumit punct, găsim acolo o anumită elongație. Deci acum avem o periodicitate în spațiu. Și ăsta este lucrul cel mai important legat de unde, faptul că ele reprezintă un fenomen periodic atât în timp cât și în spațiu și de asemenea că pot să transporte energie fără ca să avem un transport de substanță dintr-un loc în altul. Să notăm! În ultimele cursuri de oscilații și unde voi vorbi despre câteva fenomene specifice undelor, difracția, reflexia, refracția, interferența și efectul Doppler și de asemenea câteva elemente de acustică. La revedere!